Două tinere s-au luptat pentru dragoste până la sânge. Femeile care au fost lovite de săgeata lui Cupidon s-au îndrăgostit, se pare, de același bărbat. Cum niciuna nu a vrut să renunțe și să îngroape securea războiului, au trecut la luptă. Mai exact, vorbim despre o tânără de 19 ani din localitatea Timișană Covaci, care a fost bătută cu pumnii și cu picioarele de rivala sa în vârstă de 23 de ani din Timișoara. Agresoarea, după ce a lovit-o pe victimă, cu pumnii și picioarele și a amintit că are o pereche de role pe care nu a ezitat să le folosească în luptă. În tot acest timp, un bărbat de 29 de ani care o însoțea pe agresoare o imobiliza pe tânăra victimă. Polițiștii locali din cadrul compartimentului Poliția Piețelor aflați în serviciu în zona Badea Cârțan au observat două persoane care se loveau pe podul dacilor din apropiere. Imediat au trecut la stingerea conflictului și identificarea celor două tineri Implicate. Este vorba despre o tânără de 19 ani din localitatea Timișana Covaci, victimă și o altă tânără de 23 de ani din Timișoara, care a agresat-o pe cealaltă lovind-o cu pumnii și cu picioarele, dar și cu o pereche de role pe care o avea asupra sa. La fața locului se mai afla un bărbat de 29 de ani care o ținea pe victimă pentru a fi lovită. Disputa a fost cauzată după primele informații de un iubit comun, pentru că tânăra de 19 ani avea un. A fost solicitat un echipaj al ambulanței pentru a efectua o evaluare. Polițiștii locali le-au preluat pe cele două tinere, dar și pe bărbatul care se afla cu una dintre acestea și i-au predat conform procedurilor polițiștilor de la secția 1 pentru continuarea cercetărilor în acest caz.